Arestarea celor două doctorițe de la Spitalul Pantelimon a indus teama în rândul medicilor din România, spune medicul Horea Timiș, expert în managementul sanitar. Înseamnă că toți medicii din România care au văzut ceea ce s-a întâmplat, apare medicina defensivă, adică începem să supra-investigăm pacientul. Aia înseamnă că vom crește numărul de analize, fiindcă începem să ne blindăm juridic. Vom solicita investigații, cum ar fi computer tomograf, RMN sau alte investigații care sunt scumpe, tocmai pentru a valida sau a invalida un diagnostic. Și toate lucrurile acestea vor duce la o creștere extraordinară și exponențială pe bugetul sistemului sate la nivel național. Medicul spune că în aceste condiții pacienții vor aștepta mai mult pentru a se programa la medic. De asemenea, el atrage atenția că situația de la Pantelimon se poate repeta în orice spital din țară, în lipsa unor protocoale clare pentru gestionarea pacienților aflați în secțiile de terapie intensivă. Nu există definiția pacientului muribund. Și aici lucrurile sunt într-o zonă gri și cel puțin la noi în țară, și trebuie reglementate, fiindcă mă uit și la emulația publică, ce înseamnă viață, ce înseamnă moarte. Comunicarea cu familia o faci într-un cadru legal care îți permite ce să comunici și cum să comunici. Cum am spus și în exemplul meu, cum îi explici că pacientul supraviețuiește, nu supraviețuiește, este viu, este mort, este decerebrat, nu este decerebrat, adică la ce te referi când comunici cu familia? Trebuie să existe acel cadru, să fie clar, să existe protocoale, cât nu avem. Cazul Pantelimon este astăzi, dar poate fi și mâine și peste o săptămână și poate fi în oricare spital și cu siguranță există. Dar faptul că există astfel de cazuri în toate spitalele de la noi din țară, încă nu știm legal dacă este bine sau rău. Ancheta în dosarul Pantelimon continuă. Procurorii investighează în total 17 decese survenite în secția ATI a Spitalului Pantelimon.